Salut! Noi suntem Cocoli! Și bine ați venit acasă la domnul profesoară! La nenea profesoară, deoarece este o femeie. Cu mustață. Și cu așa de boxer. Și cu multe chestii în părul ăla. Aveți idee ce se ascunde în părul ăsta ei? Să ne scrieți în comentarii ce face profa? Merge la baie? Stai puțin, nu cred că face baie! Felix, ce... Find something to add in their shampoo. Găsește ceva ca să-i pui în șampon. Ok, deci o să-i facem o farsă, să scăpăm de părul ăsta imens. Ce și-a pregătit acolo? Și-a pregătit lapte cu cereale? Cumva? Ce scârță e ușa. Ce fel se poftă de lapte cu cereale? Când am mâncat ultima lapte cu cereale, zi. Păi eu n-am mai mâncat de mult lapte cu cereale, mai de mult mâncam iulie. În iulie, Cristina. Da, mai de multe iulie. Cereale zilnic mâncam lapte cu cereale. Doamna profesoară, ia uite-o cu laptele. Sună la ușă. Poți să sun la ușă? Dar de ce? Ca să vin aici? Da. Dă-te pe sus, acum, pe scări, pe sus. Oh my god, cine este la ușă? Sper că cineva. Nu poți Cristinica? Dă-te pe sus. Păi, mă duc pe sus, dar n-am cu ce. Cu ce, că ia asta, așa. Uhu, am sărit! Este uite, ea tot acolo stă. Na, tu trebuie să cauți ceva ca să-i adaugi un șamponul ei. Hai mai întâi să vedem, deci ce putem să-i adăugăm? Eu zic că mă pot duce la bucătărie. Du-te. Hai să mă duc la bucătărie. Du-te, că e jos. Ia săraca este jos, stă acolo cu laptele. Da. Ia uite și tu. Doamna profesoară, faceți cam multă mișcare, nu credeți? Ea este mișcătoare. Ea vrea să-și mențină picioarele în formă. Uite. Și asta? Sos. O să încercăm să punem și asta. Ia-l. Bă, vine. Ia-l. Hai, vreau să văd aici. Uite, ăla era sos oțet. Haide să-i punem dintr-o asta, să-ți facă roșie de roșie. Bun, ăla era mai ute, da, poate mai ute asta. Hai, deci eu nu vreau să vin la etaj, parcă era baia. Da, e la etaj. Puteai de prin bucătărie să la etaj. Da, Felix, știu, dar uite că ea se duce în bucătărie, vezi? Aha. Sper să nu mă vadă din partea asta. Ha, nu mă vedeți? Am aici să vă pregătesc o surpriză minunată pentru părul dumneavoastră cel bogat. Uite. Unde e baia? Uite, asta e baia. Asta e baia. Aici așa lăsat ușa deschisă. Nu. Următoarea baia, în stânga. În stânga? Sau nu? Asta, nu, Felix, e acolo în dreapta. Ok, vezi că vine baba sus. Vezi că vine baba sus. Da, du-te în toate camerele să vezi care e. Care e baia? Păi du-te în toate camerele, nu mai sta Cristina, leargă. Aoleu, deci stai, e la parter. Este la parter, nu avem niciun stres. Este acolo, vrea să-și mănânce lapte. Uite. Uite aici. Deschide. Deschide. Unde-i șamponul? Caută șamponul, pe sus, unde-i șamponul? Stai puțin, dar și-l lua cu ea, nu? Nu și-l lua cu ea, trebuie să fie pe aici. Aole, unde-i șamponul? Unde credeți că ține șamponul? Opa, era roșu înainte, unde puteai să pui. Aole, ce Cristina, întoarce-te! Unde? Uite asta, nu-i șampu. Ăsta e colorant. Unde era roșu? E pe aici așa, pe la chestii, pe la prosop sau nu știu, pe la toaletă, văd. Serios? Da. Crezi că-și ține șamponul în toaletă? Bă, deci unde este șamponul, vedeți? Îți chestii la oglindă, nu știu, du-te la ele. Nu mă duc aici. Deci ar trebui să mi se facă cu roșu aici, da. Nu? Păi se făcea la chestiile de acolo cu roșu, Cristina. Da? Ala, deci, da, se făcea cu roșu. Hai să vedem. Stai, oare o fi ăsta? Ai luat colorant. Aia colorant. Uite șampon în față, Ăsta-i? Da. Ăsta-i Head & Shoulders? Vezi cu ce dai. Cu colorant. Ok. Am să-i fac părul roz. Ah, ok. Vezi că vine baba! Vine, dar mă duc în altă cameră. Du-te, rachet. M-am văzut. Pe jos, față, Cristina, mergi, stângă, dreapta. Fugi, Cristina, ca de profă, mergi că treci la școală. Ha-ha! Bag aici, deci ea s-a dus în baie, stai să vedeți. Mă duc aia. Du-te, baie, profă, du-te! Vrei să nu vin la tine. Aoleu, mi-e frică. Seamănă camera cu asta. Credeți că se duce în baie? Oare aia este camera de lângă baie? Am măcar ieșit pe hol. Bun. Ieșit pe hol. Da, deci. Se duce odată în baie sau nu? Stai puțin, că ea merge, ea nu știe ce ciorapi lungi. Da, profesor, nu vă mănâncă capul. Aoleu, unde credeți că se află? Nu știu, dar am impresia că vine în cameră, Am impresia că vine după mine. Du-te tu jos. Ce m-a speriat? Time for a nice. Este timpul ca să-mi fac baia de după amiază. Aaaa, ce comic arată! Ia uitați cum își face baie. A, ca o rățușcă. Își dă peruca jos? Se spală? Ok, se spală pe păr. Ia, am făcut părul roz! Mă, închizi și asta! Nu pot să cred! Oh, îi place! Wow! Îi zice că îi place.
Și că nu știam că mi stă așa de bine cu culoarea asta roz. Aha, trebuie să faci din nou, Cristina. Deci este pici la esență. Ai de capul meu, nu pot să cred că am vopsit-o cu roz și place. Ți-am zis să pui ketchup sau ceva. Nu vedeți, dar altfel, cum aveam ocazia să vede cum îi stă cu păr roz? Ai dreptate. Înțelegi? Și cum aveam ocazia să descoperim că ea, în esență, este pici? Dar nu neapărat cine își face roz este pici, că și eu mi-aș face roz. Și eu. Mă gândesc că mi-ar sta bine, mă gândesc că aș ieși așa în evidență. Cum ar putea nucilor de cocos și cocoleșilor ca eu și Felix ne facem părul roz? Există șampon care se spală după... Deci, ziceți-ne cum că noi am vrea să facem un video pe canalul meu, dar ceva să nu fie permanent, adică să ne distrăm așa doar. Ar fi interesant. Find something to add in the shampoo. Ai nevoie de un hint? Nu, mă duc să-i pun niște sos, oțet. Nu, dar... Ok. Mă gândesc, unde credeți că este? Era jos, era sos de roșii. Nu, unde credeți că e profa? Auzi, dar mai există chestii în uite, ăsta e sos de roșii, dacă vrei. Hai să le iau pe ăsta. Să pun pe ăsta sau nu știu, ceva. Dar iar și pe ăla cu tine, măcar. Hai să le iau și pe ăsta cu mine. Ai dreptate, ar trebui să avem mai multe lucruri cu noi. Vezi că vine baba. Aoleu, vine? Vine în bucătărie pe scările de la. Așa, ăsta ce? Fugi. Aici? Fugi, că ea vine pe bucătărie, vine prin spate. Fugi. Suntem în siguranță, Felix. E în bucătărie. Dar suntem în siguranță. Ce tort, i-aș pune un tort în... Faza este că... Credeți că reușesc cu oțetul? Bă, să încerci. Poate cade părul, știi, după... Da. S-a dus afară. Ok, haideți repede. Care-i baia? Ideea este că tu te poți uita în fiecare cameră înainte să urci în baie, dar dacă găsești ceva diferit ca să pui în la ea, știi? Ai o pernă acolo, cred că și-o pune în loc de... Aha. Deci aici înțelegi ce trebuie să faci, știi? Deci este colorantul și este șamponul. Hai să-i pun ăsta. Bun, dar okay. Nu mă lasă. De clic dreapta. Clic dreapta. Și pe ăla de jos, pe primul. Ăsta. Da. Și clic dreapta. Clic dreapta. Nici la nu te lasă să-l pui. Nu mă lasă. Da. Se pare că va trebui să caută din cameră în cameră. Ți poți să pui, dar mi se pare că poți să pui oțetul pe toaletă, nu știu. Pun oțetul pe toaletă. Scris că vine sau orcasul aici, nu știu ce cameră este. Mă duc aici. Să vedem. Vezi ce? Lipici. Nu pot să cred. Îi pun lipici. Da. Stai să văd dacă pot să-l iau. Poți. L-am luat? Nu, că e roșu. Auleu. Aș vrea să-l iau fără să mă vadă. Stai că m-am cam blocat. Aruncă astea. Apasă pe space. Space. Nu pot, Felix. Stai să văd. Așa. Acum l-am luat, da? Bun. Stai, că e pe hol. Bine, atunci în care parte să mă duc? Eu nu știu unde e baba. Oameni buni, care parte să mă duc? Auleu. Nu, că tu ai ușa deschisă. Acum ea pleacă jos. Așteaptă puțin, se pleacă în bucătărie. Credeți că pleacă în bucătărie? Da, da. Jos? Da, pentru că recunosc zona, recunosc. Ok, dar pot să mă duc? Cred că da, așa, du-te. Așa. Care-i baia? Uite aici e baia. Așa. Și cred că hai să lipici. Punem lipici! Îi punem lipici în șampon? Da. I-am pus lipici în șampon! Bravo. Hai să plecăm de aici. Să plecăm! Doamna profesoară, nu vreți să vă spălați pe cap? Vezi, așa pune-te. Du-te jos, du-te pe scări. Ascultă de gamer! E cam gras părul și vă mănâncă, eu zic să vă spălați. Acum stai, nu mai fac nimic, acum ea merge în baie. Stai aici. Și să nu uită, vă vedem. Stai. Vede. Nu te vede că ea merge la baie sus. Aoleu, bine, haideți să vedem cum își va pune ea lipici în păr. Ai de capul meu și de părul, profe. Stai că asta e bună. Lipici în păr. O să-i cadă toată tufa aia din cap. Stai, se duce. Ia uitați. A, ce faină sunt. Mamă, cine n-ar vrea să facă o poză cu mine pe Insta? Sunt așa frumoasă. Și costumul ăsta de baie stă trăsnet pe mine. Ia uite. Mamă, ce bine arăt. Fac sport în fiecare zi. Da. Cred că este tipul să-mi spăl mânuțele astea care dau 4. Și părul ăsta minunat care ascunde lilieci. Nu pot să cred! Oh my god, ce s-a întâmplat cu părul meu? Arăt ca un arici! Acum elevii ăștia o să râdă de mine! Cine mi-a făcut farsa asta? Am să-l pedepsesc și am să-i dau 4! Ce nas frumos are din profil! Terminat, mamă! Bate palma! Cristina s-a descurcat! Dansul! Cine se poate opri, că eu nu mă pot opri! A venit doamna profesoară are un suflet negru care nu a văzut lumina. Cut off the chair leg to make her fall so that she can't enjoy it. Trebuie să-i tăiem piciorul la scaun, ca astfel încât ea să nu mai poate să se mai bronzeze. Cred că îl tăiem cu fierăstrău 100%.
Știu și unde e ferăstrăul. Știu și eu. Este acolo, afară. Și afară și înăuntru. Ia uite, tu are și piscină? Ba, de la meditație. Ia uite, uite, pa. Ia uite. De ce faci atât de mult sport că vreau și eu să fac? Uite ce mâini de gorila are. Tu nu crezi că prea se respectă profa asta? Se respectă. Fugi în casă repede, că ea e în spate. Fugi în casă repede. Hai că mă duc acum o fel. Fugi din o rachetă. Mă duc în casă. Rachetă. Dar stai puțin, ea unde are curtea asta? În spatele casei. În spate. Dar de ce trebuie să... Nu, eu trebuie să mă duc în casă să iau ferăstrăul. Da, eu știu unde e, dar nu zic. Vreau să-l găsești tu. Păi știu că e pe afară. E și unul în casă și am trecut pe lângă el exact astăzi. Dar iar tu de unde știi tu? Iar pe afară, dacă știu de pe cred afară. Este... Stai să văd pe aici, prin camera asta este undeva. Să văd dacă este vreun fierăstrău. Ăsta-i! Nu pot să-l știam, dar e și eu ăsta aici, văd. M-am descurcat! Bun, deci... Ia și ranga banga. Hai să luăm și ranga banga, poate scoatem vreun dinte. Ok, stai puțin, ea s-a dus în bucătărie. Ia și ciocanul bangu. Cu ăla poți să spargi lacătele. Ciocanul bangu l-am luat. Unde-i profa? Jos trebuie să fie undeva. Este jos, stai să vedeți. Nenea profesoară? Tu mergi de afară. Dar noi cum ajungem? Stai că îndreaptă jos, îndreaptă jos. Știu. E lângă scară. Știu, mă duc aici. Felix, dar poate trebuie să merg pe geam ca să ajung în spatele casei. Du-te. Deci eu nu știu cum. Uite piscina, vezi? Sar acolo, sar, mergi. Sar. O să pățesc ceva, nu, Felix. Nu, că e ca și e gameriță. Deci vorbesc serios. N-ai pățit nimic, ești în copac. Sar acolo. Ce ai pățit? N-am pățit nimic. Că ai mers din copac. Na, ia pe care stăm șezlong. Stai să-mi iau, cum fac? Clic dreapta. Așa. Să vedem. Deci, pe care stă pe ăsta? I l-am tăiat? F. Ah, pe F. Gata, ai făcut ceva. Acum fugi. Rachetă! Să fugim. Rachetă că vine baba! Dacă fugim pe aici prin față, credeți că vine să ne prindă? Are și moară dintr-aia de vânt. Are tot tipogătaș. Ai, unde ai ajuns? Ai, de cap, pe unde am ajuns aici? Vezi, poate dai nasă nas cu ea. În magazia de scule. Ia uite, și pe aici ieșim afară. Da. Stai să vedeți! Ce casă mare are! Mamă, ce fain are, îmi place. Deci ea se duce acum să se bronzeze. Ia uite și tu, iese... pe la bucătărie a ieșit, vedeți? Știe ea ce să facă. Mamă, stare curios, dar dacă faci misiunea asta așa de drept, ești gameriță cu... Fundiță! Ia să vedem. O, stai puțin, că nu se duce la șezlungul ăla. Da, se duce la al doilea. Stai! Deci s-a dus la ăla albastru. Ăla cu paharul. Înțeleg, dar nu-i problema. Ești gameriță cu fundiță, dar mai trebuie să faci un replay. Bine, las că-l fac acum. Trebuia să fiu atentă, deci eu nu știam că ea spune chiar... pahar, Cristina. Ea nu poate fără pahar, frate. Dar stai puțin, se bronzează așa cu tot cu haine? Pe important e pe jurul mustaței să se bronzeze, știi? Se bronzează la mustață? Ok, deci... Da, uite, are ceva acolo la mustață. Și-o dat-o jos ca să-i crească din nou. Are nevoie de lumina soarelui, știi, ca plantele. De clorofilă. De clorofilă. Fotosinteză. Uite și tu ce sport face, pe bune. Este inspirațional. Asta dacă îți dă o paletă, știi cum se face capul? Cum fac o balerină din aia. Serios acum? De unde ți-e ăla? Tot de sus? Nu, mă duc aici. Să vă fac. Poate îl găsesc aici. Știu că mai avea și în camera asta. Uite și tu ce face sport. Dar ce atâta energic? Cred că de la vinul ăla pe care îl dau. Găsim aici un fierăstrău. Uite că l-am găsit. L-am luat. Bun, ea este la piscină acum, nu mă grăbesc să ajung chiar acolo. Piscină. Se duce în casă. Așa. Sper să nu mă vadă. Stai puțin, merge pe lângă casă? S-a dus în bucătărie, bine. Deci ea s-a dus în bucătărie și eu am să-i rezolv acum șezlongul. Să nu se mai bronzeze ea, pentru că vine iarna. Gata cu bronzul, doamna profesoară. Uite, la pahar trebuia să ne dăm seama. Trebuia să ne dăm seama ce-i drept. Fugi că vine, rachetă. Fug. Ia pune-te lângă moara de vânt, în spatele ei. Lângă moara de vânt? Da. Uite aici așa ca să... Să fim martori. Fim spioni. Spion, da. Uite așa, poate nu ne vede. Aoleu, dar dacă ne vede Felix... Nu te mai încapă. Stai aici că stai bine. Așa, stai așa. Ah, mă duc să mă bronzez. Are și saună? Cum, are saună? Uite, are saună acolo. Ia să vedem cum se bronzează. Ce amuzant, cum a căzut! A văzut stele verzi, de fapt erau niște stele galbene. Bați palma, Felix! De palma! Chiar m-am descurcat foarte bine, ați văzut? Uite ce s-a supărat pe mine! Da. Mai încerci o misiune? Mai încercăm o misiune! Eu zic că deja mă descurc bine, Felix. Te descurci. Add some color to Mustang Dark World by flowing up her fireplace wood and watch her suffer. Stai puțin, deci trebuie să punem niște colorant. Nu. Ați am care să-i aduci culoare vieții ei. Da. Punând artificii
În șemineu. A, bine. Câți dintre voi au șemineu să scrie în comenturi? Șemineu sau teracotă? Zic, eu am șemineu, eu am și teracotă. Noi am avut 3, teracote. 4 teracote. Coci. Am făcut și cartofi copți în teracoți. Stai să vedem. Deci și... unde? Asta e afară. E frig, uite. E frig. Dârdă, e de frig. Ah, ce frigă mi-a, asta vine iarna. Și mi-am dat rost mustața și mi-e frig. Nu sunt obișnuită cu atâta răcoare sub nas. Bă, nu vii frig când vă dați jos mustața? Ah, nu aveți mustață. Inumanilor. Aoleu, vine. Lasă că mă duc într-o parte, sper că nu mă vede, nu? Credeți că mă vede dacă mă duc aici? Da, nu vezi că ea nu... Da. Da, deci mă duc aici și vreau să caut artificiile. Măi, unde credeți că sunt artificiile? Bă, era aici, dar acum bă că nu-i. Da, erau aici. Trebuie să le cauți. Pare că nu mai sunt. Da, haideți să vedem oare unde-și pune ea artificiile. Dar ce căsoaia are. Oai de mine cât de mare. Alex, tu vezi că are și pod? Ai văzut? Hai să vedem dacă putem să intrăm pe aici, pe la bucătărie. Uite cum stă. Ca o adevărată lady. Da, asta, eu de ce nu mă pot... Uite și tu, vreau și un piscină. Nu mă lasă. Anti-elev. Piscina anti-elev. Sper să nu vină la bucătărie. Au! Au, au! Deci, haideți să căutăm niște artificii. Înainte era la bucătărie. Ia și machetele. Am asta, ok. Ia și machetele în care trebuie. Haideți să iau și chibriturile. Le-am luat. Uite aici, lumânarea dintre asta. Asta e de fapt artificiile. Ai dat foc la cuptor. Am dat foc, lasă că nu se supără nimeni. Poate face și profa o plăcintă cu ocazia asta. Și dacă vedem exact unde se duce, s-a dus în bucătărie. E cam aproape, ca să zic eu drept. Da, de obicei merge la etaj. Uite, uite aici, repede. Auleu, sper să nu mă vadă. Stai puțin. De ce nu merge? Asta e lumânare? Ai, de capul meu, nu merge, Felix. Ia tot în jos acolo, să vezi ce e aici. Haideți să vedem ce e aici. A, cred că a mai fost aici. Ranga banga. Ranga banga. Aici e ceva secret? Apasă pe C. Apasă pe C? Am gata, așa. Așa. Deci, aici sunt chestii secrete. Ia să vedem, găsim ceva aici. Se pare că nu, dar mai este încă o ușă. Oare pe unde ieșim? What? Ia uite și tu. Am ieșit pe afară. Da. Vezi? Eu nu știam de ieșirea asta. Așa. A, asta e bine. Hai să am întâmplat întâmplă, să găsim ceva ce explodează, poate găsim ce e aici. Bă, aici sunt mai multe chestii. Bă, nu știam de ele. Hai să mă urc aici. De asta, nu? Bă, să întrebi ceva care explodează. To blow up the fireplace, ceva care explodează teracota. Bine, ce credeți că ar putea să explodeze? Dar uite, am artificii. Dar nu știu, poate nu te-ai învârtit bine după ea, unde s-o pui. N-am dat click, Felix. Păi de ce n-ai dat click, Cristina? Toată viața asta e de click. Unde e profa la etaj? Nu știu. Ai la etaj, la etaj, așa, la etaj. De hai că mă duc repede. Și iar să uită narcisista. Narcisistă, frate. Really? Uite așa, dau cu click și dau pe chestia asta. Ești cu ea în mână. Sunt cu ea în mână. E gata, încearcă să te învăț pe ce să vezi. Încearcă să pui pe scaun, pe lemne, pe ceva. Înseamnă, ia du-te prin bucătărie la etaj. Poate că trebuie la etaj să găsești o artificie specială. În bucătărie la etaj? Da, prin bucătărie la etaj. Așa, mă duc aici. Da, într-adevăr, Felix cred că are dreptate. Încearcă să găsești ceva. Stai puțin! Are aspirator? Pe mustața cu ce crezi să aspire? Se adună praf. Uite, încă artificie. Încă artificie dintre asta. O iau și pe asta, nu se știe niciodată că n-ai nevoie de ea. Și mai găsim ceva pe aici? Plimbă-te. Mă plimb. Plimbă-te prin ușă în ușă. Vezi ce mai găsești. Mă plimb pe aici. Mă duc în camera asta și găsim chei, găsim chestii. Are foarte multe camere, profa. Eu n-am văzut casă așa mare. Nici eu n-am mai văzut casă așa mare. Unde e chiuveta? Aici. Oare... Uite, poate iau dintre asta, Felix, și pun. Haideți să ieșim de aici și să vedem ce mai putem găsi pe aici la etaj. Uite, fugi. Gata, fugi în asta. Și acum uite pe aici dacă găsești ceva să strici. În camera asta niciodată nu este nimic în camera asta de muzică, ați observat? Da, odată am văzut-o cum cânta. Ai văzut cum cânta? Acum, da, cred că da. Serios? Da. Și se pricepea? Eu nu mai găsesc nimic, dar haideți să ne ducem totuși la parter. Mergi prin cameră în cameră, după aceea mergi la parter. Dacă mai găsesc ceva, să ne ziceți, cocolișor, dacă poți să dai hint dacă vrei. Hai să dau hint. Uite aici. Da, dai. Aici. Ia să vedem închidea ce de zice. Sus, X. Așa. Reveal hint. Use kerosene oil to cause explosion or lighting. Am înțeles. Ok, și unde găsim uleiul ăsta? De unde ți-a luat fierăstrău ultima oară? Acolo de afară? Haide că mă duc, stai să văd. Sper profa să stea acolo, să citească notele de patru. Nu ne-am gândit. Iar își face de mâncare. Uite, are și din ăla care mestecă, mestecător. Tel. Poate își face și a clădite. Voi aveți tel în viață.
Eu cred că ea știe ce fac. Ea a văzut videoul de pe canalul meu și vrea să-și facă pelotite cu Nutella de casă. Da, clar. Câți dintre voi a încercat Nutella de casă și cât de delicioasă este? A, uite aici, ăsta. Da, asta e benzină, frate, ăsta nu e ulei. Da, nu, cherosenul nu este ulei. A, da, e dintre la carburant foarte puternic. E mai, da, se folosește la avioane. Au! Ce? Vine afară și vreau să mă vadă. Nu vreau să mă vadă. Uite pe aici, ocolire, cu putere. Poți să mergi direct în bucătărie, vei primești prin spate, Cristina, păi cocos. Păi da, asta zic și eu. Mă duc pe aici pe la piscină și intrăm direct în bucătăria profei. De ce piscină sau piscină? Piscină. Iarăși gătește. Iar intră. Eu sper să nu vină la bucătărie să-și pună. Dacă nu, tu ocolești pe altă parte. Oh, ce tot faci? Mi-e frică de ea, Felix. Vezi că... Stai că tu o vezi pe aici, tu poți să vezi prin asta. Vine, uite, o vedeți? O să mă vadă, Felix. Stai. Lasă-o văd pe aici, prin asta la altă. Uite, se duce direct la bucătărie. Da. Hai de capul meu. Stai. Ba nu, s-a dus în salon. Bine, așteptăm. Nu pare ce să faci când în salon. Așteptăm să iasă din salon. Uite acolo, stai. Nu, dacă te ridică, fugi de ea. Mai bine, du-te înapoi. Du-te înapoi. Mă duc. Da, e cam curajoasă cu profesorii. Ia uite cum își face. Băi, iar s-o pus. Face cu mâinile așa. Zahăr, un laptop, ce e acolo aia? Nu știu, ea citește rețetele din catalog. Din catalog. 4 cu 4, 4 de făină, cu 4 de ulei, cu 4 de ouă. Așa face. Sper să nu vine spre mine. Stai să vedem unde vine, stai pe loc. Stai puțin. Stau aici. Auleu. Stai. Bă, vine spre tine, fugi, pleci prin bucătărie. În care parte se duce? Da, exact pe tine a venit. Du-te și pune că ești aproape. Mă duc acum să-i pun. S-a dus să-și facă la televizor, că i-a început telenovela. Da. Înțelegi? Pune. Și-am plecat. Am pus benzină și am explodat. Nu știu că așa trebuia. Bun, hai că data viitoare o să facem prank-ul ăsta. A fost super distractiv. Rupeți butonul de Coco like. Scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa!